Este scandal la Muzeul Național de Art al României, iar în centrul acestui scandal este nimeni altul decât Adrian Năstase. Mai mulți istorici de artă susțin că tablouri trimise de fostul premier pentru expoziția Victor Brauner, organizată de către Muzeul Național de Artă, ar fi false. Este inacceptabil ca un muzeu de anvergura Muzeului Național de Artă să se transforme în vehicul pentru acreditarea unor lucrări false. Pentru că, de fapt, asta se întâmplă la muzeu. Sunt introduse lucrări false ca să le curețe pentru eventualul lor destin pe piață. Muzeul Național de Artă devine complice la o acțiune infracțională, aceea de spălare a unor lucrări, care este echivalentul spălării de bani. Deci toată problema aici este legată strict de incompetența și de intenția infracțională a Muzeului Național de Artă. Criticul de artă Pavel Șușara, președintele Asociației Experților și Evaluatorilor de Artă din România, nu exclude varianta ca Ministerul Culturii să fie implicat într-o manevră conștientă de spălarea unor lucrări și de manipularea pieței de artă. Scăparea este la fel de vinovată ca și intenția, iar dacă se fac săpături mai în profunzime, se va descoperi că acest curator incompetent al expoziției, care este managerul Călin Stegerean, a fost avertizat. A fost avertizat de către colegi că lucrările nu sunt în regulă. Cu această înșelăciune. Dacă nu vor fi luate măsuri, Ministerul Culturii devine el însuși complice la o infracțiune inacceptabilă, de neimaginat într-o cultură care își respectă valorile și care vrea să le promoveze. Totul a pornit de la istoricul de artă Adrian Buga, care a declarat într-o postare publică pe Facebook că falsurile respective ar face parte din colecția lui Adrian Năstase și a fiilor acestuia. Situația cea mai gravă, fiind gata să protestez public, e legată de problemele grave de autenticitate ale unor opere de artă care fac parte din expoziția Brauner. Sunt cunoscute ca lucrări cu mari probleme de autenticitate, lucrări care fac parte din colecțiile Adrian Năstase și Mihnea Năstase. Recomand ca muzeul să facă urgent o contraexpertiză realizată de experți internaționali în opera lui Brauner, care să confirme sau să infirme acuzele legate de problemele de autenticitate ale operelor respective, a scris Adrian Buga. În contrapartidă, Muzeul Național de Artă arată că nu a luat cunoștință până în prezent de existența unor falsuri în expozițiile pe care le-a organizat. Iar ministrul culturii, Raluca Turcan, afirmă senin că nu crede acuzațiile. Am ajuns în situația în care dacă cineva aruncă o piatră, sute de oameni să se chinuiască să demonstreze că nu a lovit pe nimeni. Așadar, sunt destul de reținute cu privire la temeinicii acestei acuzații. Vorbim de Muzeul Național de Artă al României, așadar voi verifica cu specialiști dacă există vreo formă de adevăr, a declarat ministrul culturii Raluca Turcan.